care i-a avertizat în acest sens pe membrii deliberativului cu prilejul cele mai recente întruniri de îndată dedicate aprobării unor hotărâri privind atragerea de finanțare europeană. Citez, suntem în stare de alertă cu proiectele europene care vin cu toate apelurile și ghidurile, vrem să depunem cât mai multe proiecte, de aceea ședințele de îndată ale Consiliului Local vor deveni tot mai uzuale. Deja vreau să anunț că pe data de 13 octombrie, joi, vom avea o nouă ședință de îndată pentru autobuzele electrice din zona metropolitană, a spus șeful municipalității. Da, trepidează de atâta muncă, domnul Lungu, stare de alertă. Ce să-ți povestesc? E drept că, din nefericire, ghidurile care au fost elaborate pentru accesul la diverse proiecte au venit foarte târziu, cu întârziere, și așa s-a mișcat România întotdeauna, și atunci se creează o anume presiune pe autoritățile publice locale care vor să depună proiecte. Da? Dar de aici până la spune de ședințele de îndată, care în codul administrativ spune foarte clar în ce condiții fac, vor veni uzuale. Deci devine, domnul Lungu, izvor de drept administrativ. Deci ședința de îndată uzuală. Da. E, da. Povești de luat ochii populației care zice, bă, fii atent, mă, ce... Lucrează în draci ăștia la primărie, domnule. Este stare de alertă și consilierii ăia săraci tot îți chemați la ședință ca să aprobe proiectele pe care urmează să le depună. Sigur că alea, unele pot să fie finanțate, să primească finanțare, să fie câștigat proiectul, sau pot să nu fie. E normal că nu poți să reușești cu toate, da? Așa, se creează starea asta de trepidație administrativă cu starea de alertă și cu ședințele de îndată uzuale. Da. Și care sunt condițiile și ce trebuie să facă tinerii pentru a putea cere bani de nuntă, pentru chirie sau pentru școala copiilor? Prin programul Family Start, tinerii din țara noastră vor putea beneficia în curând de credite garantate de stat de până la 75.000 de lei, bani care îi vor putea folosi pentru acoperirea cheltuielilor de nuntă, cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor sau a celor cu creșa, grădinița, școala, ori cursurile extrașcolare pentru cei mici. Pentru a putea obține banii, cei interesați vor trebui să adreseze peste nu multă vreme băncilor înscrise în program o cerere. Prin programul Family Start, apărut în vară, potrivit ordonanței de guvern 95 din 2022, tinerii pot beneficia de garantarea unui credit în valoare de maxim 75.000 de lei, în proporție de 80% de către stat. Condițiile care vor trebui să le îndeplinească cei care vor să obțină credite garantate de stat sunt, potrivit normelor publicate a programului Family Start, conținute de Ministerul Finanțelor și apărute acum câteva zile. Acestea sunt persoane fizice cu domiciliu în România, sunt persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și sau care formează deja o familie și care au împreună salarii nete lunare de aproximativ maxim 7.500 de lei, completează o declarație pe propria răspundere prin care declară că au accesat și nu vor accesa un alt credit în cadrul programului de la un alt finanțator, au calitate de împrumut în raport cu finanțatorul, se încadrează normele interne de creditare ale finanțatorului și, destinația creditului este de a acoperi nevoile tinerilor, studenți și a familiilor acestora privind educația, sănătatea și cultura, precum și cele de loc. Astfel, banii vor putea fi folosiți pentru acoperirea costurilor ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soț și soție, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătorie, dar nu mai mult de 200.000 de lei. Solicitarea plății se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul, plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterii, plata cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele, școala după școală, precum și a taxelor pentru cursurile extrașcolare, cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică și programare altă pentru tinerii, părinți căsătoriți și multe, multe altele. Bun, să fim clar înțeleși, este vorba de un credit pe care cei care îl accesează trebuie să-l dea înapoi, inclusiv dobânda creditului. Că e garantat de stat, asta este sigur o facilitate, în sensul că altfel n-ar putea să obțină, cu veniturile care le au, n-ar putea să obțină o
o creditare de 75.000 de lei. Nu sunt puțini bani, da? Până la 75.000 de lei. Deci, odată când ai nevoie, fie pentru... Acum, e chiar hazliu, știi, pentru nuntă să-ți faci creditul ăsta. Dar, mă rog, zicai că la nuntă poate n-ai avut bani să faci nunta, ai luat creditul și l-ai și dat înapoi, știi? Depinde care sunt condițiile creditării. Dar mai interesante sunt cele legate de activitățile educaționale. Cheltuielile la creșe, la grădiniță, cursuri extrașcolare pentru copii și componenta pentru studenți, care în alte sisteme puse la punct în alte țări civilizate, sunt mulți care reușesc să-și facă studiile, că acolo se mai plătesc, nu-i ca la noi, ca mocăială, luând credite pe care ulterior le vor returna în momentul când vor ajunge să practice meseria, profesia pe care au învățat-o în facultatea respectivă. Deci, astfel de sisteme de creditare garantate de stat sunt binevenite, dar să nu ne amăgim, nu sunt bani care ți se dau și nu trebuie să-i dai înapoi, ci sunt bani pe care îi împrumuți, îi folosești cu o anumită destinație prezentată aici și, într-un final, trebuie să-i dai înapoi, inclusiv dobânda, nu? Statul ajută că vine și îți face posibilitate, îți înlesnește prin garantarea 80% din valoarea aia, restul trebuie să vii tu cu garanție, astfel încât că altfel n-ai primit creditul. Îți facilitează obținerea creditului, dar să fie foarte clar, banii aia trebuie dați înapoi și dobânda aferentă. Și după o pauză de 10 ani se reiau negocierile între România și Ungaria pentru rezolvarea problemelor minorităților. Comisia Mixtă Română-Ungară pentru Minorități, care are ca scop identificarea și rezolvarea problemelor minorității române din Ungaria, respectiv ale comunității maghiare din România, și-a reluat luni activitatea. După o pauză de 10 ani, cu o întâlnire a copreședinților care a avut loc la București, secretarul de stat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor de Externe Român, Daniela Gâtman, copreședinte român al Comitetului de Specialitate Română-Ungară de colaborare în problemele minorităților naționale, l-a primit luni la București pe omologul ungar Ferenc Kalmar, arată un comunicat al Ministerului Român de Externe. Cei doi oficiali au pregătit o sesiune plenară a comisiei, care are 30 de membri, programată să aibă loc în primăvara anului viitor. Partea ungară așteaptă soluții, printre altele, la problemele precum retrocedarea discursului urii pe stadioane, cazul liceului catolic din Târgu Mureș, al învățământului superior medical în limba maghiară, a declarat omologul ungar. Conform tratatului de bază română-ungar, semnat în 1996, comisia mixtă, compusă din experți și reprezentanți ai ministerelor competente, trebuie să se reunească cel puțin o dată pe an pentru a propune soluții la problemele apărute. Protocolul ultimei reuniri a fost semnat în 2009. Partea ungară nu a mai fost dispusă să semneze protocolul cele de-a 8-a reuniune a comisiei, care a avut loc în 2011, deoarece comisia nu a discutat 18 dintre problemele ridicate din partea maghiară. Anul trecut, la Gyula, ministrul ungar de externe a convenit cu șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, să relanseze cadrul instituțional al dialogului bilateral privind situația minorităților. Cu această ocazie, cei doi copreședinți de atunci ai comisiei au semnat protocolul cele de-a 8-a sesiuni, care a inclus și angajamentul de a lua în discuție cele 18 puncte asupra cărora nu s-a ajuns la un acord de-a lungul anilor, completându-le cu problemele apărute între timp. Da, acum problemele apărute de-a lungul vremii între partea română și partea ungară sunt deja cunoscute, nu merită să le reluăm noi aici. Aveți și nebunia de această vară cu cele întâmplate pe la școala de vară de la Tuznaci, declarațiile primului ministru acolo, lucrurile nu sunt tocmai în regulă, dar nu poate decât să ne bucure faptul că, iată, se ajunge din nou la dialog. Este singura soluție pe cale diplomatică. E trist că acel tratat de bază română-ungară încheiat în 1996, practic sub la capitolul ăsta problemele legate de minoritatea
maghiară din România, dar și de minoritatea română din Maghiara, din Ungaria, nu au fost discutate, nu s-au întâlnit vreme de 10 ani. Este foarte grav lucrul ăsta. Bine că lucrurile încep să se miște acum și doar prin dialog ele pot să fie rezolvate așa cum se cuvine. Și am ajuns la un ultim subiect, un pic de râs, dacă sunteți de acord cu mine. Dar e și puțin cam trist totuși subiectul. Da, trist. E de râs când... Da, e de trist plâns. Ce se întâmplă. Salvamont a publicat luni o fotografie cu un turist care s-a dezblăcat în pielea goală în drum spre vârful Omu. Și citesc ceea ce au zis cei de la Salvamont: muntele mereu surprinzător azi către vârful Omu. Potrivit prognozei meteo, luni dimineață la vârful Omu se înregistrau 0 grade, iar maxima zilei a fost de 3 grade Celsius. Da, o vreme la care numai bine este să te dezbraci în pielea goală. Nu așa. Sigur, te întreb dacă omul ăla, care în mod normal oamenii când urcă pe munte sunt efect, știi? Că... Și chiar foarte frumos ăsta, nu știu, ori nu-i teafăr, ori cine știe ce a băut sau a fumat sau a tras pe nări de a ajuns la exhibiționismul ăsta, care e chiar cel mai nepotrivit lucru este când te duci pe vârful Omu, care e al doilea ca înălțime după, mi se pare, nu e al doilea, dar oricum e destul de înalt și e acoperișul țării, te duci în pielea goală, e jenant, dar asta e situația. Mereu surprinzător. Sunt curioasă cel l-a fotografiat, adică asta e... Păi probabil că prietenii, că era și puțin teribilism aici, s-ar putea chiar el să-și fi pus fotografia pe un social aici, media, că nu s-a dezbrăcat el degeaba. Aici mai e în glumă. Putem să ne așteptăm ca în România să apară pe lângă plaje de nudiști și munți pentru nudiști? Da, asta ar fi o variantă. Se pare că asta va fi în brandul de țară, să intre chestia asta. Da. Cred că subiectul de astăzi, care a fost de fapt cel mai dezbătut, a fost acea ciocnire dintre PSD și PNL. Păruiala PSD-ul-penalistă. Și răspunsul plin de oftică, deci ofticanților. Oftic. Noaptea minții. Nu, efectiv... nu se poate, când vii cu un punct de vedere care e principial corect, aia să răspundă: a, voi vă ofticați că noi suntem buni, frumoși și deștepți. Da. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru comentariile făcute. În continuare, TV Plus Regional putem să urmărim Pastila de Sănătate, Sfaturi Utile, Horoscop, Sugeam Natrumiu și alături de profesorul Petru Tomegea Învață Românește. Dacă doriți să ne revedeți în reluare și să ne auziți comentariile, o puteți face de la ora 10 în reluare sau pe site-urile televiziunii Plus, dar și pe social media. Ne puteți vedea și pe Facebook. Acolo am fost și în live momentan. Mulțumim tare mult celor din regie care ne-au ajutat. O zi frumoasă, la revedere!